Domnului să ne rugăm. În numele Tău, Doamne, Dumnezeu adevărului și al unui născut Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste roaba Ta aceasta, Anastasia, care s-a vrencit să scape către acoperământul Tău, a se păzit sub acoperământul aripilor Tale, depărtează de la ea înșelăciunea veche și umple de credință în Tine, de nădejde, de dragoste, ca să cunoască că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut este Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i, Doamne, să umble păzind poruncile Tale cele plăcute Ție să le săvârșească, că de va face omul acesta viu, a fi întrând, să le scrie în cartea vieții și o unește cu turma moștenirii Tale, ca să se prea slăvească de ea prea sfânt numele Tău al iubitului Tău Fiu, al Domnului Iisus Hristos, al Duhului Tău celor de viață făcător, să fie ochii Tăi totdeauna căutând cu milă spre ea și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește-o în lucrul mâinilor ei și într-o tot neamul ei, mărturisindu-se Ție, închinându-se, slăvi numele Tău cel mare și prea înalt, și să Te laude pururea în toate zile vieții sale, că pe Tine Te laudă toate puterile cerești, și a Ta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Ceartă-te pe Tine, diavole, Domnul, care a venit în lume să sărăjuit între oameni, ca să surpe tirania Ta pe oameni, să izbăvească cel ce pe lemnul crucii a biruit toate puterile potrivnice, soare întunecându-se, pământul plătindu-se, mormânturile deschizându-se, trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moarte pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe Tine, diavole. Jură-te că numele Lui Dumnezeu, care a arătat pomul vieții și a rânduit heruvim și sabie de foc de se întorcea și îl străjuia. Ieși și te depărtează de la nou însemnată, aleasă ostașa lui Hristos, Dumnezeul nostru, căci te jur cu numele Aceluia care a umblat pe aripile vânturilor și face pe îngerii Săi duhuri pe slujile Sale pară de foc. Jură-te, dar într-o tot viclene și necurate și spurcate, și urâte și duhule străine cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce a zis Duhului celui mut și surd, ești din om, de acum să nu mai intri în trânsul. Du-te, cunoaște-ți puterea deșartă, teme-te de Dumnezeu, ca cărui poruncă pământul pe ape s-a întărit, de cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor hotar și văilor măsură, de cel ce a pus nisipul hotar mare în apă mare, cărare tare, de cel ce se atinge de munți și fumegă, de cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de cel ce a întins cerul ca un cor, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului, de cel ce cheamă apa mării și o farsă pe fața întregului pământ. Jură-te cu patima mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, cu cinstitul lui trup și sânge, cu venirea înfricoșătoare că va veni și nu va zăbovi să judece pământul tot și pe tine și toată puterea împreună cu tine lucrătoare, să te muncească în ghina focului, dându-te întunericul din afară, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge. Caută spre roaba ta aceasta, Anastasia, cearcă, cercetează, depărtează de la ea toată lucrarea diavolului, ceartă duhurile necurate și le depărtează și curățește lucrurile tale. Însuți primește în împărăția ta cea cerească și făptura aceasta, pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei tale. Însoțește viața ei cu înger de lumină care să o izbăvească de toată bântuiala potrivnicului. Depărtează la dânsa pe tot vicleanul și necuratul lui, care se ascunde, se încuibează în inima ei, amin. Depărtează la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se încuibează în inima ei. Și fă oaie cuvântătoare turmecile sfinte a Hristosului Tău, mădular cinstit al bisericii, fică și moștenitoare cerești Tale împărății, ca după poruncile Tale viețuim păzind pe cetea nestricată, ferind veșmântul întinat, să dobândească fericirea sfinților în împărăția Ta cu harul și cu durările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care binecuvântat și cu preasfântul și bunul și de viață făgătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepăd. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepăd. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepăd. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satana. Suflă și scui pe el. Suflați în semnul Sfintei Cruci peste fetiță. Cred într-un totul, într-unul Dumnezeu, într-un Dumnezeu, Tatăl la toți știutor, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut,
care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, săvârnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce să vă fie. Amin. Te unii cu Hristos. Am unii cu Hristos. Și crezi Lui. Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Te unii cu Hristos. Am unii cu Hristos. Și crezi Lui. Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Te unii cu Hristos. Am unii cu Hristos. Și te închin Lui. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimii celei de o ființă și nedeosebită. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, pentru ca să se trimită ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului și pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire Domnului, să ne rugăm. Dumnezeule, care cercetezi inimile și rărunchi, iar cele ascunsele oamenilor, mai tu singur le știi. Că nu este vreun lucru ascuns înaintea ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor tăi. Care știi și cele ce sunt despre mine, să nu te scârbești de mine, nici să-ți întoarci fața ta de la mine. Și treci cu vederea greșelile mele în ceasul acesta, cel ce treci cu vederea păcatele oamenilor când se pocăiește și îmi spală necurăția trupului și întâlnăciunea sufletului și pe mine întregul totul mă sfințește, cu puterea ta cea nevăzută și cu dreapta ta cea duhovnicească, ca nu cumva, propovăduind eu altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredințare, în iubirea de oameni cea negrăită să mă arăt eu însumi netrebnic grob al păcatului. Așa, Stăpâne, cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, să nu mă întorc umilit și înfruntat, ci-mi trimite putere de sus și mă întărește spre slujirea acestei taine mari și cerești și fă să ia chip Hristosul tău într-o aceasta care se va naște din nou prin a mea nevrednicie și o zidește pe temelia apostolilor și a prorocilor. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. De tine se îngrozesc adâncurile, ție slujesc izvoarele, tu ai întins cerul ca un cort, tu ai întărit pământul peste ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai răsuflat, ai revărsat aerul,
Puterile îngerești ție slujești și cetele arhanghelor ție ți se închină. Eruvimii cute mulți ochi și serafimii cute șase aripi, împrejur stând și zburând de frica slavei tale necuprind să se acopăr. Și ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul tău vestind mila ta. Nu tăi nu-i facere de bine toată firea omenească izbăvit-o. Pântecele Fecioare le-ai simțit cunoașterea ta, toată făptura te laudă pe tine cel ce te-ai arătat, că tu Dumnezeul nostru pe pământ ai arătat și cu oameni ai petrecut. Tu trimițând din cer Duhul tău cel sfânt ai simțit curgerile Iordanului și capetele balaurilor care sunt cu ibastră acolo le-ai zdrobit. Tu însuți dar iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea sfântului tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile potrivnice. Amin. Să se depărteze la noi nălucirile cele din văzduh și nearătate, să nu se ascundă în apa aceasta. Duhul întunecat ne rugăm ție, Doamne, să se pogoare la aceasta care se botează, Duhul viclean care aduce turburare cugetului în întunecare gândurilor, și tu, Stăpâne, toate arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului, sufletului, dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminare sufletului, baia de a doua naștere, înnoire Duhului, har de înfiere, îmbrăcămintele, stricăciune, izvor de viață. Că tu ai zis că lasă-vă și vă curățiți toate sufletele din sufletele voastre. Tu ne-ai dăruit nouă de sus a doua naștere prin apă, prin Duh, arată-te, Doamne, în apa aceasta și dă acestea care se mutează. Sunge roaba lui Dumnezeu Anastasia cu îndelemnul bucuriei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre ascultarea credinței, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit ca să umble în poruncile tale. Anastasia, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului, amin, și al Fiului, amin.
Și roba lui Dumnezeu, Anastasia, cinstită trupul și scumpul sânge, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Toate sunt în viața de veci. Rămâne și aici, da? Iar pe această pruncă care s-a dus să fie înfățișată ție, Făcătorului tuturor, binecuvintează-o, crește-o, sfințește-o, înțelepțește-o, fă-o întreagă la minte, bună pricepere, că Tu ai adus-o și ai învrednicit-o pe ea, de lumina cea înțelegătoare în vremea hotărâtă, să se numere cu turma cea sfântă, cunoscut Fiul Tău, care binecuvântate și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Doamne, care prun fiind la 40 de zile ai fost îndat în templu, legii de Maria neispitită de nuntă de Sfântă Maica Ta, în brațele dreptului Simone Fosinut, însu stăpânea tot puternice pe această pruncă, înfățișată ție, Făcătorului tuturor, binecuvintează spre tot lucru bun, bineplăcând creștul, depărtează de la toată puterea potrivnică cu însemnarea chipului crucii Tale. Pentru mântuirea noastră a muritorilor, prin milostivirea nemăsurată, a primit-a să face prunc dintr-însa, după obiceiul din legea cea sfântă, la splinirea zilor curăției, El care era adevăratul dătător a legea socotirii drept să fie înfățișa preotului ținut în brațe de dreptul Simeon. Închipuirea acestui lucru de taină am cunoscut-o la prorocul pomenit, prin călbunele din clește, iar urmare eu ține credincioși în legea Harului. Și acum cel ce păzești pruncii, binecuvintează pe prunca aceasta Anastasia, împreună cu părinții ei și cu nașii ei, ca învrednicită fiind din nașterea din apă, din duc, numără cu turma uilor tale cuvântătoare care se numesc în numele Hristosului Tău. Că Tu ești Cel ce locuiești într-o cei de sus, privesc spre cei smeriși
și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc, roaba lui Dumnezeu, Anastasia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mergeți. Se bisericește roaba lui Dumnezeu, Anastasia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se bisericește roaba lui Dumnezeu, Anastasia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să trăiască și să vă bucurați de ea, întâi de toate părinții, nașii și toți ceilalți dragi. Și de fiecare dată, acum duminică, când e vremea frumoasă, o duceți la împărtășit, da?